Adică la mine... Bună seara, doamnelor ceva și domnilor! E trecut de ora 7, intrăm în direct pe paginile Partidului Verde cu emisiunea Verde în față. Astăzi oaspete ne e activistul, militantul, jurnalistul Mălin Bot. El preferă să se prezinte drept jurnalist, dar eu mi-amintesc că am avut un interviu odată cu niște reporteri din Marea Britanie și care au făcut ochi mari când au aflat că eu ca jurnalist fac proteste și candidez în campanii electorale și a zis că ăsta nu-i jurnalism. Și atunci îl provoc pe Mălin să explice de ce insistă să se prezinte jurnalist dacă ne cunoaștem de vreo 3 ani de pe baricade și pun pariu că cu Gabi Ursescu tot pe baricade, tot la proteste v-ați cunoscut. Ce fel de jurnalism e ăsta cu proteste? Da, în primul rând mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să vii pe platforma Verzilor și rog pe cei care ne urmăresc să distribuie unde cred ei de cuvință, fiindcă mă nu ca sigur că o să avem o discuție interactivă și interesantă. Mărine, o scurtă descriere a ta. De ce jurnalist? Păi eu, din moment ce am o școală de specialitate numită Facultate de Jurnalistică, din moment ce de 26 de ani exercit această profesie, am exercitat-o și în cadrul protestelor. Eu zic că dacă miaună, are blană, e pufoasă și mănâncă mucare de pisică, pisică, nu putem să-i spunem acum. Poate să fie și enot. Nu știu dacă poate să fie. Asta este o discuție... Vezi, ăsta a fost un punctaj intens. Știu că Oleg a ridicat problema în glumă pentru a atinge cu o parte sensibilă. Ăsta a fost un punctaj, Gabriel, tu știi, din perioada protestelor, în care era foarte folosit de... Antena 3, de propaganda asta PSD-știlor, pentru că ei nu puteau să contrazică ceea ce spuneam eu, ideile mele, lucrurile pe care le transmiteau oamenilor. Atunci încercau, asta e o metodă folosită de pe vremea securității, când ei nu puteau să contrazică un adevăr pe care îl spunea cineva, contestau persoana respectivă, spuneau, este nebun, sau este homosexual, sau este burghez. Și atunci anulau tot ce spune persoana respectivă, oamenii care ascultau persoana numai ascultau persoana, bă, ce are ăsta de zis? 1, 2, 3, 4, e corect sau nu corect? Discuția se muta pe persoana în cauză. Mălin, dar tu pretinzi că prezinți adevărul în live-urile tale, în relatările tale, tu prezinți adevărul, nu o fațetă a adevărului. Nu e așa că jurnalistul caută adevăr, prezintă și opoziții și alta. Ce spui dumneata sunt opinii personale, e un fel de jurnalism, subiectiv, nu părtinitor. Dacă mi-ai fi urmărit materialele video, ai fi văzut că tot ceea ce spun eu este argumentat pe fapte, este prezentat cu surse, exact așa cum face un jurnalist, că nu degeaba am această profesie și se încadrează și respectă toate standardele jurnalismului. Acum, sigur că putem discuta pe această temă, nu știu, Oleg, unde ai făcut tu facultatea de jurnalism, cu ce profesor ai făcut, ce pregătire ai în domeniu. Există în orice meserie există două lucruri după care cineva poate să-și permită sau să nu-și permită să facă referire la o altă persoană din profesia respectivă. Primul lucru ține de pregătirea profesională, deci automat eu accept orice fel de discuție cu oricine pe tema Mălin Bot e jurnalist sau nu e jurnalist, dacă are studii de specialitate, că altfel discutăm degeaba. Eu nu pot să discut cu un medic dacă eu n-am facultate de medicină, n-am ce să discut cu el, pentru că n-am școala lui, este prima condiție în care se poate purta o astfel de discuție și a doua condiție ține evident de experiența profesională. Dar, deasupra de aceste lucruri, eu pot să-ți mai dau un argument și să-l dau tuturor celor care ne urmăresc. Este un argument pe care eu l-am prezentat în detaliu în toate materialele mele video și anume toată această discuție, Oleg, dacă Mălin este sau nu jurnalist, dacă Mălin a desfășurat o activitate jurnalistică la protestele la care a luat parte, datorită, folosesc acest termen care indică ceva pozitiv, deși experiențele au fost extrem de negative, dar cum spunem noi în Banat, în tot răul îi un bine, și spun datorită faptului că jandarmeria m-a hărțuit cu 10 de amenzi, am mers în instanță și am dezbătut ceea ce spui tu. Deci ce îți spun eu aici nu este numai o chestiune pe care eu o argumentez profesional, fiind de profesie, asta este meseria mea,
ci este o chestiune care a fost îndelung dezbătută în instanțele de judecată din România. În diverse instanțe de judecată. Atât în instanțele de contencios din București, judecătorii, tribunale, cât și tot datorită faptului că am fost hărțuit în instanță de către personaje ca Mircea Badea, Mugur Ciuvică, Dan Andronic, multiplu inculpat, proprietar la evenimentul zilei, în fața unor instanțe civile. Deci, lucrul ăsta cu privire la activitățile mele derulate a fost analizat cu probe video, punctual, pe fiecare caz în parte. La fiecare protest la care am fost amendat de jandarmerie, am contestat în instanță și mi-am demonstrat în instanță calitatea de jurnalist. Prin înregistrări video, prin materiale, prin martori pe care i-am adus. Deci, povestea asta cu Mălin Bon nu e jurnalist este contrazisă de foarte multe lucruri, inclusiv de numeroase instanțe de judecată. Și acum eu zic, dacă ar fi fost un proces și un judecător, domne, poate că putea de unul judecător să-l ducă în eroare sau să nu știe ăla, să fie neatent. Domne, dar au fost zeci de judecători. La nivelul judecătorilor din București, aproape la toate judecătorile. La nivelul Tribunalului București. La nivelul judecătoriei Timișoara. La nivelul Tribunalului Timiș. La nivelul Curții de Apel București. Inclusiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Toți cei care au încercat să conteste, inclusiv jandarmeria, în instanță, au pierdut. Pentru că activitățile mele în jurul protestelor au fost de tip pur jurnalistic. De documentare, de prezentarea unor interviuri, de comentariile exemplu, pe care le fac. De exemplu, la un marș rezist din Piața Victoriei până în Piața Constituției la Casa Poporului, te-am văzut ținând un megafon și punând la acel megafon un imn al golanilor cu UE, PSD și ceva de felul ăsta. Cum se împacă militantismul ăsta, promovarea limbajului violent și calitatea de jurnalist care trebuie să fie rece, imparțial, să relateze? Iată, erai pe baricadă cu megafonul în mână și puneai UE, PSD. Tu ai nevoie de niște lecturi ca să te lămurești. Îți recomand un filozof foarte bun, cel mai bun filozof al României moderne, Gabriel Liceanu. Sigur, tu nu ai urmărit activitatea mea și o tratez foarte superficial și de la distanță. Făcând o documentare ca să vezi ce face omul ăsta, Gabriel Liceanu explică foarte frumos în una dintre cărțile lui cele trei dimensiuni ale fiecărui om. Eu postez foarte des pe Facebook acea fotografie. Sigur, cei care mă urmăresc zi de zi înțeleg foarte bine acest concept. Dimensiunea de om, dimensiunea de profesionist, fiecare suntem profesioniști în domeniile lui, și dimensiunea de cetățean. Dragul meu Oleg, profesia noastră nu suprascrie peste profesia de cetățean. Gabriel Liceanu spunea foarte frumos, într-un concept filozofic excepțional care pe mine m-a inspirat în modul în care îmi practic profesia în ultimii 3 ani de zile, că fiecare persoană are 3 profesii, de fapt. Profesia de om, să fii om. Nu e nevoie să dau o explicație, cred că se înțelege ce înseamnă să fii om. Meseria lui, cum sunt eu jurnalist, cum are fiecare o meserie pentru care s-a pregătit, și meseria de cetățean. Să fii cetățean este o meserie. Una nu suprascrie peste alta. Dacă eu merg să relatez de la un protest și fac treaba de jurnalist, fac o înregistrare video, iau interviuri, îmi exprim opiniile mele argumentate cu probe, întotdeauna în ceea ce discut nu spun oamenilor să mă credeți pe mine pe cuvânt că vă zic eu că e așa. Nu, întotdeauna le explic oamenilor. Cutare este roșu, pentru că dacă vă uitați acolo și dacă vă uitați acolo și dacă vă uitați acolo, vedeți că este roșu. Cutare, nu știu, n-are un dinte, pentru că iată fotografiile, 1, 2, 3, 4, 5, da? Asta înseamnă să arăt sursele informațiilor pe care le prezinți. Asta nu înseamnă că eu n-am dreptul ca cetățean, după ce fac treaba de jurnalist, să am o atitudine publică, să fiu la un protest în piața publică. Sunt lucruri pe care eu le-am clarificat în foarte multe comentarii video, lucruri care, sigur, pe care oamenii de bună credință, cei care mă urmăresc, le-au înțeles și niciodată n-am avut o astfel de abordare. Singurul loc din care am această abordare cu privire la faptul că, domne, Mălin Bon nu e jurnalist, Mălin Bon nu face activități jurnalistice, a fost mereu din zona Antena 3, din zona unor personaje construite de rețele sociale care
au avut diverse interese de-a lungul timpului cu grupurile astea de corupție, cu propaganda mafiei. Da, dar anume, de toate acestea, reporterii, jurnaliști, Antena 3, România TV și cam toți alții sunt și ei partizani și ei participă la bătălie de baricadă. Nu relatează rece de la asta. Gabi vrea să se bage arbitru între noi. Este o foarte mare diferență între o persoană care face o emisiune ca să susțină, spunând că e jurnalist, ca să susțină un patron condamnat penal și un jurnalist care merge cu un telefon să relateze de la niște proteste. Este o foarte mare diferență. Ar trebui să vorbim 20 de ore și n-am epuizat acest subiect. Dar argumentul suprem pe care eu îl aduc în această discuție și care este incontestabil, cu care eu am și închis de altfel această discuție, pentru că au fost mulți oameni de bună credință care au picat în această propagandă uluitoare care s-a creat împotriva mea, și în momentul în care au început să vină motivările hotărârilor judecătorești, ultima motivare am prezentat-o acum o săptămână, mi-a venit în procesul cu Dan Andronic de la Tribunalul Timiș, unde, stai să văd, s-ar putea să am chiar aici hârtia, să am motivarea. Oricum nu o să citești, da? Că motivările de regulă sunt pe 4-5 pagini, am primit și eu un plic acum cu o motivare de la tribunal. Fă o sinteză, citește dispozitivul. Asta este pe 30 de pagini. Ok. Hai să completez și eu. Întâmplarea face că eu să-l cunosc pe Mălin Bot, am inițiat în Suedia. Referitor la activitatea intimatului, că eram intimat acolo, da? Curtea a reținut că această activitate reprezintă o activitate jurnalistică exercitată în limitele articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului cu aplicație specifică în domeniul mass media. Ocrotit ca atare de Curtea Europeană de la Strasbourg, la care jurisprudență constantă reiese importanța deosebită a libertății presei într-o societate democratică. Adică astea sunt lucruri dezbătute în instanțele de judecată. Sigur, eu pot să-ți reiau aici tot probatoriu să stăm 20 de ore. Dar eu zic că dacă niște instanțe de judecată și multe, foarte multe din România, au analizat activitățile mele punctual, m-a amendat jandarmeria că a susținut că nu știu ce am făcut. Am contestat amenda, ne-am dus la instanță. Am arătat instanței, CV-ul meu, pagina mea de YouTube, pagina mea de Facebook, postările pe care le-am avut în legătură cu acel eveniment, înregistrările video pe care eu le-am făcut de la acel eveniment, înregistrările video făcute de terțe persoane în care eu apăream, făcându-mi activitatea la acel eveniment. Jandarmeria a venit cu înregistrările lor. La urmă, judecătorul a zis, nu, domnule, l-ați amendat aiurea. Omul ăsta și-a făcut profesia de jurnalist. A făcut o relatare de la fața locului. Din păcate, sunt foarte mulți oameni, și aici este un fenomen cu care, sigur, eu mă lupt atât cât pot eu, că eu sunt un singur om. Eu n-am în spate nici d-ăștia, mafia media, n-am nici redacții cu patron ca Voiculescu, n-am partide. Eu sunt doar eu. Ce am eu în spate? Am foarte mulți oameni adevărat de bună credință care mă urmăresc unii de foarte mult timp, de pe vremea când făceam investigații la Timișoara și care, urmărindu-mă, cunosc foarte bine activitatea mea și pot să răspundă de multe ori pentru mine. Dar eu nu am n-am în spate o capacitate din asta de a determina și de a spune lucruri. Sunt doar eu și eu mă lupt de foarte mult timp. Foarte multă lume, din păcate, pentru că s-au investit foarte mulți bani în propaganda mafiei, s-au investit foarte mulți bani în aceste punctaje. Și ăsta este un punctaj, îmi pare rău, Oleg. Eu te cunosc, nu mă îndoiesc de buna ta credință, dar asta este. Poate n-ai studiat destul de atent subiectul, poate n-ai avut toate informațiile, dar asta este un punctaj. Un punctaj cu care Antena 3, toate site-urile de propaganda mafiei au încercat o campanie de denigrare împotriva mea. El a ținut o vreme, este adevărat. Am avut mult de explicat, pe YouTube sunt foarte multe materiale video în care explică aceste lucruri, dar el a încetat și a devenit ineficient pentru acești oameni în momentul în care în justiție au început să curgă hotărârile judecătorești care spun expressis verbis, fac referire la activitatea mea ca fiind o activitate jurnalistică. Și în instanță se știe că lucrurile nu sunt așa ca o discuție simplă între noi. Judecătorul când spune aici că eu făceam o activitate jurnalistică, spune pe baza unor probe care au fost instrumentate în cazul de față, 2 ani de zile ne-am judecat. Cu martor, cu o grămadă de aspecte ce țin de probatoriu. Nu cred că ai câștigat toate procesele de judecată. Știu cum funcționează justiția românească. Ba da, ba da. Poți să cauți pe site-ul instanțelor.
singurele procese pe care le-am pierdut, dar nu pot să zic că le-am pierdut. De ce? Pentru că n-am ajuns să ne judecăm pe fond. Deci toate procesele în care m-am judecat pe fond cu jandarmeria au fost câștigate, toate procesele în civil în care am fost dat în judecată de diverse personaje de-astea ale mafioților, gen Andronic, Mircea Badea, Ciuvică, o grămadă. Sunt pe pagina mea de YouTube, este totul. Dacă scrii pe YouTube Mălin Bot plus proces, îți apare lista. De ce? Pentru că am făcut un lucru și ăsta m-a ajutat foarte mult. Pe fiecare caz în parte, eu am făcut prezentări detaliate și în serial ale procesului respectiv. M-a dat în judecată Andronic, am făcut video. Domne, m-a dat în judecată, astea sunt argumentele. Am avut termen la instanță, am făcut video. Am fost termen la instanță până la final, până la motivare. Aceeași chestiune cu jandarmi. Dacă te uiți pe pagina mea de Facebook, este un playlist, Jandarmeria Apără Hoția, în care sunt vreo 300 și ceva de cazuri, de materiale video, ele reprezintă vreo 100 și ceva de cazuri, plus materiale video despre procesele respective. Deci, dragă Oleg, toate amenziile date de jandarmerie, care mi-au fost date abuziv, pe diverse motive, cum spui și tu asta, domne, că eu aș fi acționat ca un protestatar și am încălcat legea 61 privind organizarea protestelor, toate le-am câștigat în instanță acolo unde am putut să mă judec pe fond. Sunt vreo două sau trei amenzi, nu le mai știu exact. Cred că două sunt în stadiu definitiv și una urmează la tribunal de a ne-a întrerupt coronavirusul, unde n-am apucat să mă judec pe fond. Ce înseamnă pe fond? Înseamnă să te judeci pe fapta în sine. Adică, înainte să te judeci pe fapta în sine, instanța se judecă pe procedură. Există o procedură legală care spune că dacă ai fost amendat din momentul în care ai primit procesul verbal, ai 15 zile să te adresezi instanță. Dacă nu te-ai adresat în termenul de 15 zile, instanța nu mai judecă cauza pe fond, adică pe fapta în sine. În prima fază, după ce jandarmeria a început să-mi dea amenzi la fața locului și a văzut că eu primesc amenziile, că eu știu procedura, că le contest în termen la instanță și că ei încep să le piardă, au schimbat strategia cu mine, cam după un an de zile. Și ce au început să facă? La fața locului nu-mi spuneau nimic, îmi scriau amenzi de la unitate și mi le trimiteau acasă la Timișoara. Și există vreo două sau trei procese verbale pe care ei susțin că le-au lipit pe ușă, dar eu nu le-am găsit. Eu am aflat despre ele când? În momentul în care primăria Timișoara m-a pus în executare silită, cum că aș avea o amendă neplătită. În momentul respectiv le-am contestat la instanță. Am înțeles. Mulțumesc pentru explicație, e clar. Îl salut și pe colegul nostru, Silviu Dumitru, secretar general al Partidului Verde. S-ar putea să-ți fac o invitație în partidul nostru, dar Gabi de mult așteaptă să-ți pună o întrebare. Da. Eu vreau să completez. Întâmplarea a fost că îl cunosc pe Mălin de ceva vreme, de când am înființat această inițiativă Acord Diaspora și am văzut la fața locului cum lucrează Mălin Bot și, din punctul meu de vedere, acest tip de jurnalist care îl face el chiar este nevoie. Deci eu n-am văzut pe niciun jurnalist să meargă la firul ierbii și să își dedice timpul pentru niște interviuri, niște reportaje chiar acolo. Și conceptul nostru atunci era ca să arătăm celor din țară, prin prisma celor plecați în diaspora, cum poate arăta țara noastră. Și uite așa am ținut legătură și am dezvoltat alte proiecte pe parte civică, rețineți. Ulterior, și asta este și unul dintre motive pentru care m-am înscris la Partidul Verde, și Mălin știe foarte bine asta, că sprijinul care l-am primit pentru lupta anticorupție l-am primit de la Verzi Europeni. Și Mălin, dacă poți să spui acea... câteva lucruri despre acea acțiune la Strasbourg din 2 din 10 septembrie, dacă nu mă înșel, din 2018, unde am reușit ceva ce lumea nu credea că o să reușim, în sensul că am reușit să atragem atenția europarlamentarilor de acolo și atenție, deși eu personal am făcut adrese către televiziuni, către diversi jurnaliști, nu a venit nimeni. Dar Mălin Bot a fost acolo și a reușit să documenteze ceea ce am reușit să facem. Măline, spune câteva lucruri despre acea acțiune. Cred că a fost atunci când a venit Roberta Metsola, nu? Da.
Când a venit la noi, a fost o acțiune organizată de mai multe grupuri, da, mai așa multe este. grupuri civice din diaspora pe care eu am relatat-o. Și bine, eu nici nu mă așteptam ca presa din România, pentru că eu cunosc presa din România întâmplător. Chiar astăzi am pus pe pagina mea de Patreon și pe Facebook, oamenii pot să citească. Am pus un scurt istoric profesional, dacă vrei, al meu de la începutul, de acum 26 de ani. Vezi, aici au greșit foarte mulți dintre cei care au încercat să gestioneze cumva în sens negativ activitatea mea, pentru că nu au fost foarte atenți în documentare și în experiența mea profesională anterioară. În cei 22 de ani de presă, de experiență, porniți din 94, îți dai seama, în 1994, când am început facultatea, era prima schimbare de regim în România, Convenția Democrată prelua puterea. Și când am terminat facultatea, fiind director executiv la Ziarul Timișoara, mă întâlneam cu Emil Constantinescu la Societatea Timișoara. Îmi spunea el celebra frază că a fost învins de servicii. Cei care au încercat să cumva să facă tot posibilul să-mi închidă gura. De ce? Tocmai pentru că eu, ca jurnalist, folosind rețelele sociale într-un mod foarte eficient, prezentam niște lucruri pe care ei n-ar fi vrut să... pe care ei încercau să le cenzureze. Cum a fost această acțiune de la Strasbourg, cum au fost alte acțiuni care au fost făcute la Bruxelles, cum au fost acțiuni de protest făcute în țară de către cei care, diverse grupuri din mișcarea civică, din diaspora și din România. Dacă eu am prezentat foarte corect ca jurnalist aceste lucruri și în special ceea ce mainstream media, adică ceea ce eu denumesc în România, sigur, ăsta este un termen care se aplică în Occident, se aplică presei corecte. Presa, dacă vreți, mainstream, presa principală, cum s-ar spune, da? Principale televiziuni, site-uri, ziare. În România, mainstream media este aplicat la realitatea din România, înseamnă ceea ce eu denumesc cartelul mafia media. Și asta nu este o opinie, Oleg. Procesul cu Andronic în care m-am judecat și aici hotărârea judecătorească era exact pe tema asta. Eu i-am spus despre el că este mogul în cartelul mafia media. El a zis că nu este, m-a dat în judecată și ne-am dus la instanță. Și eu am demonstrat în instanță că există cartelul mafia media, că există un parteneriat între Ghiță, Andronic, Gușă, Voiculescu. Și justiția scrie aici, 26 de pagini, arată, bă, omul ăsta are dreptate, omul ăsta a spus adevărul și a demonstrat jurnalistul. Ei bine, eu am încercat să relatez și voi încerca în continuare să relatez ceea ce cenzurează cartelul mafia media. Cartelul mafia media ce înseamnă în esență? 95% din audiența de presă din România este controlată de grupări de corupție. Grupări, ce înseamnă grupare de corupție? Înseamnă, de exemplu, trustul infractorului Dan Voiculescu. Înseamnă, da, vreți să mă întrebați ceva? Da, dar după ce termin, Mălin. Da. Lasă să termin și după aceea te... Înseamnă trustul de presă al inculpatului fugar Sebastian Ghiță. Înseamnă trustul care are în prim plan televiziunea Realitatea și multe alte site-uri conexe, deținut de PSD-istul Cosmin Gușă, 50% și 50% infractorul Maricel Păcurariu. Înseamnă o grămadă de entități din astea de presă, cu televiziuni, site-uri de știri, posturi de radio, ziare, de exemplu, cum este Alexander Adamescu, care este fugit la Londra, care toți, în momentul când Dragnea a preluat puterea și și-a pus în cap să modifice legile justiției, să o mazilească pe Chiobești și să blocheze DNA-ul, toți au venit în spatele lui să-l ajute. De ce? Pentru că toți au avut dosare penale, toți știau foarte bine ce au făcut și știau că vor merge la pușcărie dacă li se întâmplă justiție așa cum trebuie, și atunci prin Dragnea au găsit o scăpare. Și așa s-a format cartelul ăsta Mafia Media, care a permis unele lucruri incredibile acum 5 ani de zile. De exemplu, acum 5 ani de zile, dacă deschideai televizorul și te uitai pe Antena 3, vedeai că Antena 3 îl face albie de porci pe Dan Andronic și îl face în toate felurile. În ultimul hal. Deci Dan Andronic la Antena 3 era ultimul ticălos din România. Elena Udrea era cea mai mare mafioată din România. Dacă acum 4 ani ai fi spus cuiva, domne, peste 4 ani Andronic o să fie invitat ca personaj credibil la Antena 3 și Udrea va fi prezentată ca victimă, lumea ți-ar fi zis că ești nebun, că așa ceva nu se poate. Acum, dacă deschizi televizorul pe Antena 3, în seara asta, cel mai probabil o să-l vezi pe Andronic,
o să vezi pe oamenii lui Andronic. De ce? Pentru că toate grupările de corupție, cele care politic erau adversari, înainte să intre Chioveși în toate grupările, toate s-au strâns ca să facă treaba asta. Or, asta este cartelul Mafia Media. Cartelul Mafia Media, în momentul în care Dragnea a dat ordonanța 13 și lumea a ieșit masiv în stradă, a înțeles că trebuie să facă tot posibilul să fie uniți, să nu mai dea informații corecte despre proteste, să manipuleze cât mai mult, pentru că altfel vor fi mari proteste de stradă și tot ceea ce ei pregăteau va fi zădărnicit de către protestul de stradă. Și atunci a început marea manipulare. La început împotriva protestelor în general și știm cu toții că sunt plătiți de Soros, că sunt plătiți pe câine, că nu știu ce toate nebunile. Apoi, pe măsură ce din aceste proteste s-au născut voci, voci care nu erau controlate de ei, că ei și-au băgat cârtițe printre proteste, dar oameni pe care ei nu-i controlau, oameni independenți, care începeau să arate ceea ce ei nu voiau să fie arătat publicului, a început denigrarea punctuală împotriva acelor voci. Eu, având foarte multă experiență în presă și lucrând pe toate palierele, în 2016, în august, de ziua mea când mi-am dat demisia, eram redactor șef online la evenimentul zilei, realizator de emisiuni la B1 TV. Trecusem deja prin câteva campanii electorale, unele la prezidențial. Știam toate subsolurile presei. Eu am știut exact ce vor face ei. De altfel, cei care mă urmăresc pe mine constant, în fiecare zi, știu că în 2017, în martie, în aprilie, spuneam că ăștia vor face exact ce aveau să facă ulterior. Și multă lume mă contrazicea, zicea Moline și paranoic, Moline exagerează, așa ceva, cum s-o dea lui Chioveși? Asta nu se poate întâmpla niciodată. Uite că s-a întâmplat. Cum să-și anuleze probe din dosare? N-au cum, dosarele sunt la instanță. Uite că au făcut manipulări, au făcut comisie SRI la Camera Deputaților, la ordinul lui Ghiță, și prin acea comisie au sesizat Curtea Constituțională și au anulat probe din dosare. Eu am știut toate aceste lucruri. Și cunoscând aceste lucruri, am știut exact de ce nu sunt prezentate anumite activități ale unor grupuri civice pe care eu le-am văzut ca fiind independente și oameni pe care eu le-am văzut ca fiind de bună credință. Și atunci am venit eu să completez acest gol, dacă vrei. Exact. Da. Gabriel, să intervin și eu, te rog, că n-am. Bună seara urmăritorilor și colegilor, bună seara, Mălin. Îmi pare bine să te revăd. Aș vrea cumva discuția noastră să o îndreptăm puțin spre partea de implicarea activiștilor civici în politică, alegeri locale și București. Acum, dacă vorbim despre tine, eu te apreciez mult, la fel ca mine sunt mulți alți membri și alți bucureșteni care te apreciază pentru investigațiile care le-ai făcut, scoaterea lumină, cum ai spus, a matrapăs lucrurilor, aranjamentelor din media, din politică, și lucrul ăsta e foarte bine ce faci, pentru că trezește pe unii la realitate, își dau seama ce se întâmplă. Ce vreau să spun este referitor la implicarea din civic în politic. S-a întâmplat la verzi europeni în anii 60 și ceva, în care în urma protestelor din anii 60 studențești din Paris, atunci mulți dintre liderii protestatari de acolo, din stradă, au zis de ce să nu intrăm noi în politică, pentru că știm ce vorbim, oamenii ne ascultă, și au decis și au intrat la verzi. Atunci a fost momentul în care verzii, de fapt, au început pe mișcări verzi politice în Europa și deja și acum în partidele verzi din Germania, Austria, Franța, sunt veteranii acești protestatari din protestele studențești de anii 60. Dar e caracteristic mișcării verzi politice în toată Europa că activiștii civici care au fost în stradă, au demonstrat, au spus lucruri pe nume, au făcut pasul în politică. La noi, uite, la pe Oleg, la fel a făcut și colegul Ursescu, mai sunt și alți colegi, Troncotă, Teletroncotă, și mai sunt, poate să mai descoperim. Partidul Verde este deschis, este un vehicul care poate mișca lucrurile și asta și vrem să schimbăm modul de a se face politică în România. Acum nu îți cer să ne crezi pe cuvânt, poți să, dacă până acum ne-ai cumva analizat, poate ne-ai urmărit, ai văzut și liderul nostru politic, cine este și poate l-ai ascultat în live-urile lui. Ce vreau să spun este că anul ăsta este un an electoral. Vreau să te întreb despre București, ce părere ai despre candidații actuali la primăria București? Dacă mai este loc și este cazul unui candidat
un alt candidat față de cei cunoscuți până acum la Primăria București. Noi ne gândim la lucrul ăsta. Și doi, modalitatea de alegeri. Vor să modifice legea alegerilor, știi, cu reducerea semnăturilor și număr de semnături și nu știu ce se întâmplă cu data alegerilor, dacă ai ceva informații în acest sens. Deci ar fi implicarea civicilor, activiștilor civici în politică, dacă este recomandat sau nu să se facă la un moment dat candidații la primar la București și ce s-ar întâmpla, adică dacă candidații actuali sunt ceea ce trebuie și ți-am mai spus despre alegeri partea de legislație. Că da, aici am înțeles. Uite, întâmplarea face, nu știam că o să am această întrebare legată de alegeri locale. Am făcut eu, pentru că am considerat un subiect important. Ieri pe YouTube am făcut un material în care am explicat importanța alegerilor locale și știm că vor fi undeva la finalul lunii septembrie, cel puțin asta se știe până acum. Și am explicat cât de importantă este mobilizarea la alegerile locale, pentru că 60 și poate chiar 70% din rezultatul alegerilor parlamentare va fi determinat de alegerile locale. Dacă oamenii care doresc o schimbare a României, așa cum s-a strigat în stradă la maratonul civic Grezi și așa cum își dorește orice om cinstit, da? Se termine cu hoția, banii noștri să fie folosiți pentru noi, pentru drumuri, pentru spitale, pentru școli, instituțiile publice să nu mai fie controlate de indivizi incompetenți și competența să fie criteriu, astfel încât să ți se rezolve problemele, nu să fie o corvoadă când mergi la o instituție publică. Sunt lucruri de bun simț pe care dacă le spui cuiva, de exemplu în Suedia, dacă le spui cuiva, noi românii ne luptăm pentru așa ceva, ăia o să uită la tine, o să zică ca și cum, domne, te lupți ca să respiri sau te lupți ca să ai lumina soarelui. Adică într-o țară civilizată sunt de bun simț. La noi nu sunt de bun simț, pentru că noi n-am scăpat de fapt de sistemul ăsta comunist, de mentalitate, de acțiune. Bun. Oamenii care vor această schimbare trebuie să înțeleagă că trebuie să se mobilizeze masiv la vot, la alegerile locale și pentru a pune bazele, fundația rezultatului de la alegerile parlamentare. Legat de parlament și legat în special de partidul, de ceea ce înseamnă Partidul Verde, eu consider că este o mare problemă pentru România că la nivelul anului 2020 noi nu avem un grup parlamentar verde în Parlamentul României. Deci este o foarte mare problemă. Pentru că România este o problemă cu mari probleme, cu o situație dezastroasă în domeniile pe care le vizează mișcarea verde în toată Europa. De la defrișări, la tot ce doriți dumneavoastră, faptul că am devenit locul unde vin transportul cu gunoaie din toată Europa. Astea sunt chestiuni care deja impun existența unui grup politic care prin Parlament să exercite o acțiune politică esențială și concretă pentru a schimba lucrurile, pentru a proteja ceea ce este de protejat și ceea ce verzii protejează în toată Europa. Dar avem această problemă, Gabriel, tu spuneai la Strasburg când am fost și mi-aduc aminte că am mai fost ulterior la Bruxelles, la Parlamentul European, când am făcut interviu cu Ana Gomez, europarlamentar social-democrat care a denunțat PSD-ul și a spus că a trebuit dat afară PSD-ul din grupul social-democrat. Și atunci am fost la voi, la Europarlament, la grupul Verzii. Și am discutat despre situația din România, pentru că, vedeți, aici este marea problemă. Ai făcut o referire foarte interesantă la mișcările civice din țările occidentale de acum 30-40 de ani, care au dus la transformarea mișcării verzilor în mișcare politică. A fost ceva natural, a fost ceva corect, ceva posibil într-o democrație reală, unde lucrurile nu sunt alterate de metode comunistoide de acțiune. În România ce s-a întâmplat? Imediat după 90, toți comuniștii și securiștii lui Iliescu au studiat toate nișele politice care pot să apară și le-au ocupat cu cârtițele lor. În România a existat un partid ecologist făcut de ei, de pesediști. Atunci la Parlamentul European, știu că am avut o discuție pe tema asta și oamenii mi-au explicat, domne, știm exact ce se întâmplă în țară. Eu încercam să le explic, am avut surpriza să constat că era un consilier român la grupul parlamentar care știa exact realitatea. Și vin la discuția aplicată la întrebarea ta cu civici. Da, în mod normal, oamenii care au fost de bună credință, care au activat de bună credință în planul ăsta civic, este normal și natural să facă un pas către politică și merită voturile publicului, pentru că politica are nevoie de primenire.
problema este că foarte multe personaje au fost înfipte de către mafioți în mișcarea civică. Ei, de fapt, nu au venit cu buna credință a omului care vrea să-și exercite profesia de cetățean, ci au venit cu o agendă dublă, cu scop de manipulare, și este o foarte mare problemă. Este o... Știi, întotdeauna când faci... Gabriel știe că el studiază logistică, în organizarea companiilor, când se face un proiect, se face o analiză SWOT, știi? Puncte tari, puncte slabe. Avantaje, pericole care pot apărea. Când eu am pornit ca jurnalist independent, am făcut o astfel de analiză foarte amănunțită. Dar ca pericol și ca risc, nu mi-am imaginat că este atât de agresivă și atât de dură, atât de dur modul ăsta de operare al mafiei cu cârtițe, cu personaje care sunt puse să pozeze în ceva și de fapt ele sunt altceva și vin și distrug din interior. Mișcarea Rezist, de exemplu, a fost distrusă din interior de astfel de personaje. Astfel de personaje au venit și au distrus și ideea de a exista oprimenire a clasei politice, fel și fel de partide. Cataramu are un astfel de partid, Ghiță și-a făcut un astfel de partid. Ei vin și spun, domne, dar noi suntem partid nou, nu ne votați și pe noi. Păi da, bă, dar tu ești alu Ghiță, bă, Ghiță e vechea mafie. Tu ești Cataramu, mă, secundă, băgat în PNL. Nu. Am să te contrazic Ole, cu niște argumente pe care le prezint în comentariile mele aproape zi de zi. Inclusiv astăzi am făcut un comentariu chiar în Piața Victoriei pe această temă. După ce terminăm live-ul, cred că va fi foarte util să îl asculți, în care am explicat aceste aspecte. Nu. Nu sunt toate partidele la fel și nu există termen de comparație. Un singur partid din această țară provine din fostul Partid Comunist, este format de fost securiști și comuniști. Un singur partid are președinți infractori condamnați care au ajuns în pușcărie, nu mai există așa ceva la niciun alt partid. Un singur partid... Oleg, eu vă întrerup, vă rog, nu facem analiză. Un singur partid din această țară... Oleg, te rog frumos, nu vorbi. Nu vorbim despre alte partide, te rog frumos. Deci, haideți să nu facem analiza, că colegul Mălin a tot făcut analiza PSD-ului, PNL-ului. Nu vorbim despre partidele existente pe piață, care au făcut rău 30 de ani României. Cred că nu are sens. Deja lumea și poporul român, deja este clar pentru toată lumea că nu mai e cazul să mai facem analize. S-a văzut în viu 30 de ani unde am ajuns. Să mai vorbim iarăși despre ei, despre... Ok, vrem o altă fel de politică, vrem oameni noi în politică, că apropo s-a vorbit și de oameni noi în politică, vrem partide în politică care să schimbe clasa politică. Asta și așteaptă românii. Nu mai vorbim de PSD și PNL și alte partide care au distrus România. Ascultați-mă numai puțin. Deci, noi suntem, fiecare cetățean din această țară, țara este un pacient și el trebuie să pună un diagnostic. Dacă nu identifici boala și nu știi cu ce boală te confrunți, n-ai cum să pui diagnosticul corect. Boala României e reprezentată de faptul că în 1990, în loc să facem lustrație și desecretizarea arhivelor securității și să o terminăm cu regimul comunist, Ceaușescu a fost ucis și tot ce a fost mai abject și mai rău în securitate a supraviețuit sub forma FSN, PDSR, PSD. Noi, până când nu distrugem chestia asta, până nu facem ceea ce trebuia să facem de la bun început. Imaginați-vă că, eu tot încerc în comentariile mele să dau exemple care să reducă situații foarte complexe, așa cum este situația României, o situație extrem de complexă, la ceva simplu, ca să înțelegem cu toții despre ce vorbim. Imaginați-vă că niște oameni au locuit într-o casă care e foarte veche și distrusă și nimic nu mai funcționează în ea. Și singura soluție pentru acea casă era să fie demolată, deci demolată, rasă tot rasă, plantat iarbă și lângă construit o casă nouă. Asta trebuia să facem noi în 90. Noi, în loc să facem asta, noi locuim și acum în aceeași casă. Și ne pică în cap, ne pică grinda în cap, ne sparge capul și nu știm ce se întâmplă cu noi. Nu ne mai funcționează apa, nu ne mai funcționează curentul. Noi, până când nu facem...
demolăm tot și nu construim altceva nou cum trebuie, nu vom rezolva problema. De asta este atât de importantă această discuție. Da, anarhiștii de regulă vor să demoleze totul, să facă de la zero. Eu cred că chiar după modelul arhitectonic, o casă trebuie reparată și reabilitată și nu trebuie demolată, mai ales dacă e obiect de patrimoniu. Și România e de când lumea așa. PCR avea 4 milioane de membri. Ce faci cu oamenii ăia? Cum îi ignori? Cum îi excluzi din viața politică? Nu, vor să participe și nu mai există. Exact, interesantă discuția și vreau să-i răspund. Nu mai există. În primul rând, ceea ce spun eu nu are nicio legătură cu anarhia. Anarhia presupune distrugerea politicii, a parlamentului, e cu totul altceva. A dispărut sunetul, Mălin. Oleg, haideți, te rog, să vorbim despre prezent și viitor. Nu mai vorbim de când vă spun acum 30 de ani. Este interesant. Silviu vrea armonie ca în partid, să fie verticala puterii, respect pentru șeful. Dar aici e discuție între adversari, ca să zic așa. Ne interesează viitorul și prezentul, Oleg. Nu mai facem analize pe trecut, pentru că s-a tot discutat ce s-a întâmplat. Și putem să repetăm greșelile trecutului, dacă nu învățăm. Eu l-am întrebat pe Mălin despre alegeri locale și dacă la actualii candidați care se știu, care sunt anunțați deja, se mai este cazul sau se mai poate intra alți candidați la Primăria București. Da, nu, eu cred că la Primăria București este o nevoie de unitatea tuturor forțelor anti-mafia, anticorupție și trebuie să mă scuzați, îmi scrie fiica mea, tot scrie pe WhatsApp, trebuie să fie o unitate în spatele candidatului care deja e susținut de principalele forțe politice, pentru că trebuie scos PSD-ul total din București. Ca să fie scos total din București, trebuie să fie o super alianță. Altfel, dacă toți cei care sunt anti-mafia se vor juca cu jumătăți de măsură sau vor avea orgolii personale, PSD-ul va câștiga din asta. Însă, unde cred eu că este foarte mare nevoie de candidați ai voștrii, ai Partidului Verde, în toate acele județe unde se comite jaf împotriva pădurii, împotriva mediului, în toate acele județe este strict necesar să apară această alternativă, această nouă posibilitate de vot pentru cetățeni. De ce? Pentru că în unele dintre aceste județe, pot să dau exemplu Suceava, o alternativă de vot care pe plan național ar putea fi acceptabilă, Partidul Național Liberal, pe plan local este un dezastru. Și atunci este nevoie să apară și o altă ofertă politică. Și eu sunt ferm convins că în toate județele unde cetățenii sunt revoltați de acest jaf împotriva pădurii, împotriva mediului, pentru că, sigur, se vorbește mult despre tăierile ilegale, dar sunt probleme foarte mari cu poluarea, cu gunoaia pe care se depozitează ilegal, cu poluarea apei freatice din fel și fel de activități industriale. Despre asta nu se discută despre apa freatică. O să te întreb, Partidul Verde nu este un partid axat numai pe probleme de mediu, adică noi nu o să candidăm numai acolo unde sunt probleme de mediu. Partidul Verde este un partid care are o agendă pentru toate domeniile, are soluții pentru economie, justiție, sănătate și o să avem cât de curând prezentarea asta. Deci să ieșim din conceptul că dacă stăm verzi, ne preocupă numai mediul. Asta se poate spune la Partidul Economic sau la ONG. Noi avem ca și verzii din Europa un program politic chiar de guvernare, care probabil într-o săptămână o să-l punem. Este foarte, e și radical, dar e și inovativ în ceea ce înseamnă politici publice. Deci nu ne încadrăm pe acel, spui că trebuie să candidăm în județele unde sunt probleme de mediu. Noi candidăm peste tot, pentru că e nevoie de schimbare în toată țara și inclusiv acum la alegerile locale avem și vrem să candidăm atât de mult și unde se poate. Iar dacă vorbim de București, vreau să te întreb dacă ești adeptul votului util, că eu înțeleg din ce ai spus tu că votul util ar fi ca să scăpăm, adică până acum s-a tot votat util. În continuare să se voteze util pentru că trebuie să scăpăm de cineva, pentru că în România de 30 de ani aproape s-a votat când s-a câștigat numai pe negativ, nu pe proiect, nu pe... adică, domnule, hai să scăpăm, eu sunt de acord, trebuie să, e ok, guvernarea PSD și firea a fost ok, dar nu mai poate apărea alt candidat de la un alt partid, nu știu, poate chiar verde, pentru că e vot util ca să scăpăm și că nici tu cine a apreciat că ar fi bun să fim în spatele lui, că, vezi, doamne, numai așa scăpăm de firea? Adică mi se pare puțin așa, de unde știm că nu poate fi altcineva mai bun decât acel candidat?
și poate la un moment dat strânge mai mult în spatele lui decât, înțelegi? Adică cumva s-a făcut așa un, în București s-a creat așa un val că, domne, numai cu omul ăla se poate schimba primăria. Dar de unde și până unde numai cu omul ăla? Asta vreau să întreb. Ești adeptul acestei idei că numai un om este căzut de, așa din cer și e cel care vine și rezolvă problemele bucureștilor? Adică alte persoane nu mai pot fi în stare să facă lucrul ăsta sau să vină cu... Adică eu mă gândesc... Nu la, dar și tu, de exemplu, ești o persoană foarte cunoscută. Și tu, la un moment dat, ai putea fi un candidat foarte bun la primăria București, că bănuiesc că și ai cunoștințele necesare în acest sens. Și ai și ai poate și bine pentru București. Adică haideți să nu ne adică înseamnă că votul util, votul util e mai important, asta înțeleg la tine. Ca să răspund în momentul concret că m-ai dat pe mine exemplu, niciun caz n-aș putea să vin să pretind că eu aș avea mai multă cunoștință despre cum se gestionează acest oraș în fața unui om care s-a bătut pe problemele administrative ale orașului prin activitatea lui făcută inițial cu ONG-ul pe care l-a condus, care a câștigat procese în instanță, care de ani de zile okay. este... Eu am înțeles ideea, dar altcineva nu mai poate fi, adică crezi că pentru București nu a mai făcut nimeni decât acea persoană. Nu, dar vreau să răspund pentru că sunt două întrebări pe care mi le-ai pus de fapt și ele sunt foarte importante, sunt două teme extrem de importante. Pe una dintre ele, conștientizând cât de importantă este, am tot explicat-o în comentariile mele, exact ceea ce spuneai tu, vot util versus proiect politic bun. Și să știi că eu m-am gândit în acești trei ani de zile, tot îmi place să dau exemple simple, ce exemplu pot să construiesc ca să mă fac înțeles ca răspuns la ceea ce spui tu, să mă fac înțeles de către oricine, chiar și de către un copil de școală generală care nu știe politică, să înțeleagă. Deci, România, am dat exemplu cu pacientul, e un exemplu potrivit. De ce? Ce spui tu? Deci ești doctor și ai în față un pacient. Acel pacient are diverse probleme. Problema cea mai gravă este cancerul care îi pune viața în pericol. Deci dacă nu-i tratezi cancerul, el moare. O să-ți moară. Și România, dacă nu se tratează de mafia asta, România are niște probleme atât de grave provocate de această mafie, încât riscă să dispară ca stat. Am explicat în unele comentarii, nu mai intru în această teorie. Dar pe lângă acea problemă gravă, acel cancer, pacientul mai are și alte probleme. De exemplu, are o dermatoză care îi face pete pe față. Și orice medic responsabil nu stă, chiar dacă fața o vezi, că te uiți la pacient și o vezi, și cancerul e înăuntru, nu-l vezi, dar știi ca medic că cancerul este cel care îi pune viața în pericol. Tu ca medic întâi lași discuțiile despre dermatoză. Tu întâi îl pui pe masa de operație și scoți cancerul din el. Asta trebuie să facem noi. De aceea este nevoie de unitatea tuturor. Eu sunt de acord, dar doctorul care operează acel cancer, crezi că poate să facă numai un singur doctor? Lucrul ăsta e cel mai bun? Adică, te refer, domne, într-adevăr, trebuie să operăm pacientul, cum ai spus. Aici, dar spune numai doctorul respectiv în stare să opereze doctorul, pacientul, altcineva doctor nu mai poate să facă lucrul ăsta. Nu. Exemplu cu doctorul în cazul nostru nu este Nicușor, dar doctorul... Ai vorbit de pacient care bănuiesc că e Bucureștiu, sau nu știu. Nu, pacientul, în acest exemplu, pacientul este România. Păi și doctorul sunt eu. Dar vorbeam de București mai devreme. Sunt de acord pentru că... Doctorul este fiecare cetățean cu drept de vot. În cazul Bucureștiului, acest om, Nicușor Dan... Nu, eu spuneam de altă persoană... Nu vorbim de Nicușor, că Nicușor este anunțat. Este implicat și luptă activ cu ceea ce înseamnă mafia din primăria București. Are numeroase procese câștigate în instanță. Are experiența necesară din lupta cu mafia asta, are experiența necesară să poată pretinde că știe dar ceea ce... Dar eu nu am, stai puțin, nu contrazice nimeni ce spui tu referitor la Nicușor. Mai mult decât atât, dă-mi voie, te rog, să-ți răspund complet cu toate argumentele, e foarte important. Mai mult decât atât, deci ăsta este aspectul. Cred că nimeni nu contestă, nu poate să spună că omul ăsta fi un habarnist sau că nu știe Bucureștiul. Și domnule, un om care știe, e un om care s-a implicat, un om care s-a luptat în instanță, a obținut câștig de cauză în justiție în multe cazuri. Dincolo de asta, ajungem la aspectul, Gabriel îl știe pentru că el face studii în domeniul logisticii, aspectul pragmatic și practic, nu? Cum facem ceva? Cum mutăm o marfă eficient dintr-o parte în alta? Cum ridicăm o hală?
cum angajăm în timp scurt muncitorii de care avem nevoie pentru activitate. Deci aspectul strict pragmatic. Cum scoatem mafia din București? Cum putem să o scoatem? Principalele partide politice care procentual împreună formează deja o majoritate și la nivelul Bucureștiului, îl susțin pe acest om. Deci pe cale de consecință. Omul este pregătit, are experiență, știe ce are de făcut, are cea mai bună susținere politică. Deci, pragmatic, dacă îți dorești și dacă urmărești ca prim scop să desfințezi această mafie, nu poți să nu ajungi la concluzia că cea mai bună cale este să se unească toate forțele, să susțină pe acest om. Mafia nu e Gabriela Firea, mafia sunt o grămadă de oameni, inclusiv majoritatea în Consiliul Municipal sau cele de sector. Și tocmai pentru asta trebuie constituită o nouă majoritate. Un partid păi, nou... Aici Oleg, am pus punctul pe ei, pentru că Nicușor va termina independent, iar consilierii care vor forma acest Consiliu General vor fi din partea PNL-USR. Așa că ce vorbim aici? Ce vrei să spui? Un candidat independent, că a mai avut candidat independent Părescu înainte, vine, și vine el să impune. Deci Consiliul General, format din PNL, USR și cine poate și Verzi, sau cine va mai fi, vrei să spui că un Nicușor va spune celor de la PNL și USR, domne, ăsta e proiectul meu, trebuie să fiți de acord cu el. Ii va fi o mare luptă. Pentru că, lasă-mă să termin. Dacă Nicușor candida pe, clar din partea unui partid și făcea lista Consiliului General pe partidul ăla și făcea o echipă pe care o prezenta, asta este echipa mea ca și primar și ăsta e partidul care avea o logică în ce spui. Dar în cazul ăsta sunt amestecate lucrurile. Vorbim de un candidat independent care are în spate un PNL care, cum ai spus și tu, e egal PSD, mai așa, și un USR care e într-o situație jenantă. Și acum spui că e o soluție Nicușor Dan. Nicușor Dan ca om este un om, nu spun, nu mă contrazic, e un om poate integru, nu știu chiar toate lucrurile, a făcut lucruri bune pentru București. Nu asta vreau să zic, dar el ca și primar nu va putea conduce București de unul singur. Și s-a dovedit faptul când ai un consiliu potrivnic, stai puțin, că s-a dovedit. Nu ce să conducă. Conduce cu un consiliu majoritar PNL, PSD, USR și poate alte partide, sperăm și noi. Deci să nu ne bătăm cu apă rece că Nicușor va face ce vrea la București. Nu va face ce vrea la București. El va conduce capitala cu majoritatea formată din partidele care îi susțin candidatura independentă. Ai spus bine, dar sunt partidele respective care sunt cu oamenii lor. Dar ei, clar, pentru capitală, prezentată din Nicușor. Am mai avut experimente de candidați independenți, Sanchi, care în spate au partide corecte care îi pun consilieri, nu știu cum. Deci aici cumva te contrazici când spui, domne, e ok că își pun consilieri de la PNL, că vor fi de la PSD, toți vor merge pe proiectul lui Nicușor, pentru că așa au discutat ei înainte când s-au pus la masă și au zis Nicușor e candidatul nostru. Fals. S-a demonstrat că în România înțelegerile de genul ăsta sunt pentru că la momentul ăsta PNL-ul poate îi trebuie bine cu consilier, dacă ține susține pe Nicușor Dan, dar nu le face agenda Nicușor Dan la PNL sau la USR. Scuză-mă că tu știu că tu nu ești așa credul. Dacă tu ești așa de credul, vrea și Gabi să comenteze, acum, dar sper că la... și pentru nu e vorba de credibilitate, e vorba de eficiență. E vorba de eficiență. Eficiență. Așa cum am explicat, este susținut de către... Eu nu dau dreptate. E Nicușor Dan, dacă vrea să fie adevărat, trebuia să-și prezinte cu un partid, nu știu, își alegea un partid, mergea cu el, făcea o echipă și mergea, nu lucrurile amestecate. Și aici, cu lucrurile amestecate, noi nu suntem de acord. Noi, Verzii, nu suntem de acord cu lucrurile amestecate. Și ca dovadă o să vedem, dar nu încerca să ne convingi pe noi că e o variantă bună. El, ca persoană, este bună. Dar varianta per ansamblu, ce s-a construit acolo, este o cogoașă din aia care are nea tot felul de... Nu știi ce conține nouă. Nu știi ce conține nouă. Din punctul meu de vedere și vorbesc aici și ca jurnalist care are niște ani foarte mulți de experiență pe domeniul administrației, pentru că am fost jurnalist acreditat când am lucrat la primărie, pe primăria Timișoara și știu foarte bine administrația locală. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, eu ca cetățean aș prefera să am un primar independent care să fie un primar al cetățenilor, susținut de o coaliție, sigur, de partide în Consiliul Local care să formeze majoritatea.
coaliție care la momentul... El nu va mai fi susținut de acei consilieri din momentul când va ieși primar și consilieri, nu va mai fi susținut. Dacă nu dai voie să termin, nu poți să prezint... Așteaptă să vezi lista de consilieri pe care o va propune PNL-ul și USR-ul în acest lucru și după aia să te convingi. Trebuie să mai sunt posibili consilieri de la PMP. Da, da. Majoritatea parlamentară politică care va candida la Consiliul Local și va susține un primar independent, își asumă un proiect politic. Ei nu vor veni numai cu ideea, îl susținem pe Nicușor Dan și atât. Nu, acolo vor fi niște lucruri de făcut. Și ei vor trebui să le implementeze pentru că oamenii vor vota pentru asta. De 30 de ani în România se propun proiecte de PNL și nu sunt făcute. A va fi un alt proiect făcut în care va rămâne Nicușor de unul singur. O să vezi. Dar... Are rost, da. Asta este. Hai să auzim crezi, și intervenția lui Gabi, vă rog. Nu ai altă variantă, dacă vreau da. Spus mafia din București. Deci există două variante simple și clare. Fie faci așa cum au hotărât oamenii ăștia să facă, după părerea mea, normal, fie fiecare se ambiționează, PNL-ul își pune candidat, USR-ul își pune candidat, Verzi își pun candidat, își mai pune nu știu cine candidat și iese firea din nou primar. Na, și cu o majoritate ostilă ei. Să vedem cum guvernează cu majoritate în Consiliu ostilă lui Firea. Să vorbească și Gabi, vă rog. Da. E vorba de alianță, e ca la război. E ca la război. Ai o putere militară mare și rea care face mizerii și ai mai multe puteri mici care dacă se unesc, pot să învingă inamicul mare. Dacă fiecare se luptă între nu ei... Nu se pune problema de învins, ci se pune problema ce faci după ce învinci. Aia e problema mare. Nu că ai învins, poți să învinci, ce faci după. Aie. Eu zic că discuția poate continua pe București, fiindcă e mare ca la Bălec acolo și v-aș dori să schimbăm punctul de vedere. Dragilor, pentru mine personal este o, având în vedere că nu mai există mișcări civice de anduranță, s-au pierdut pe drum, din păcate, sau au fost deturnate. Cum facem ca să ducem oamenii la vot? Eu văd o mare problemă treaba asta și unul dintre motive pentru care sper eu lumea să se uite către partidele mici, cum este și Partidul Verde, este și acesta ca să convingă nehotăriții să vină la ună. Și fac aici o paranteză, cei din diaspora, rog frumos să se înscrie pe www.votstrănătate.ro ca să poată vota prin corespondență. Măline, Silviu, Oleg, cum facem ca să ducem, de dragul democrației, cum facem să ducem oamenii la vot? Deci, ce pot spune, nu de dragul democrației trebuie să voteze românii cu Partidul Verde, ci pentru că vor crede în ceea ce transmitem noi și Florin Călinescu. Deci, credem că Partidul Verde poate spune că e mic la momentul ăsta, dar nu mai este mic ce înseamnă mic. Eu cred că e mai sus decât micul ăsta, cum ai spus tu. Suntem un partid care se afirmă, valul verde vine și peste România. Am început cu președintele nostru Florin Călinescu anul trecut. Deja am făcut organizații în 39 de județe. În București vom prezenta o listă de candidați la sectoare. La București și la București vom avea, încă nu știm situația, dar vom candida și la alegeri locale, dacă ne referim la București, în toată țara, și cred că un succes. Nu știu cât de mare va fi succesul, să apreciez la momentul ăsta, dar vom avea un succes. Vom intra și în alegerile parlamentare și acolo, pentru că suntem hotărâți, iar mai hotărât, cel mai hotărât dintre noi este Florin Călinescu și noi după ei. Deci la Partidul Verde sunt oameni hotărâți să ajungă la putere, oameni care n-au mai făcut politică sau mai sunt și care au făcut politică, dar nu cu probleme, nu șef de consilii județene, nu deputați, nu chestii din astea, pentru că nu am interzis membrilor care au fost la alte partide să vină la noi pe considerentul că a fost membru la alt partid, pentru că nu e democratic și nu e normal. Nu avem, nu ne bătem cu pumnul în piept cum se bate USR-ul, că noi suntem chiar, domne, suntem oameni normali. Nu spunem că avem toate lucrurile așezate la vis-a-vis de fiecare persoană în parte și să apreciem, să facem aprecieri față de persoane și lucruri din astea. Suntem pe alt stil de a ne organiza și de a ne promova. Iar când andem la vot, noi vom avea niște candidați care vor fi prezentabili și prezentați cât de curând și la Ilfov și la București. Referitor la candidatura la primăria București, suntem în
suntem deocamdată într-o expectativă, ne gândim și vedem ce vom face mai departe. Dacă și punct de vedere, mai transmit încă o dată, candidatura, adică candidații actuali la București care s-au prefigurat, noi nu suntem, nu mergem pe ideea votului util numai ca să ajungă din nou consilieri PSD și PNL în Consiliul General, mergând în spatele unui candidat care e ok. Acum nu știu de ce s-a ajuns la înțelegerea asta, probabil că sunt și alte lucruri ascunse acolo sau, dar până la urmă o să vedem, o să vedem până la anunțarea candidaturilor cum ne vom prezenta la București. Oleg, încă o dată, cum adunăm, cum mobilizăm lumea la vot pe ansamblu și aceeași întrebare și pentru Mălin. Deci, Mălin, nu cred că mobilizarea la vot este generală, poate să o spună. Noi, da, noi vorbim de mobilizarea pentru verzii noștri, că pe noi ne interesează să ne mobilizăm pentru noi avem... în general. Și în general oamenii se ducă să voteze, adevărat. Democrația înseamnă să te duci să votezi atunci când este timpul. Și noi îndemânăm ca toți românii să se ducă să voteze. Mai mult, noi milităm pentru votul electronic, nu prin corespondență. Votul online deja se întâmplă în Estonia. Noi am spus și președintele Florin Călinescu a spus de mai multe ori, am spus și noi, vom veni și cu un proiect de lege în acest sens. Am primit deja să formulează acum la departamentul nostru juridic o propunere de lege. Nu va putea fi aplicată sau nu se poate pune discuție la legele astea, dar peste 4 ani de zile noi vom, cât de curând poate până alegeri, o să veni cu proiectul de lege, vot electronic, în care să poată să voteze toți românii în mod normal, de acasă, de pe telefon, dacă e plecat în străinătate și vrea să voteze la lege locale în localitatea de unde este și nu poate să o facă acum pentru că e plecat la muncă în străinătate și este lipsit de dreptul de a vota prin această lege, ceea ce nu e normal. Gândiți-vă că aproape 4 milioane de români sunt, muncesc sau cetățenie română, sunt sezonieri sau lucrează, se întorc în țară, iar pleacă dacă ei sunt plecați din țară în perioada alegerilor locale, ei nu pot vota la momentul acesta. Și gândiți-vă că sunt multe orașe, multe comune depopulate, pentru că oamenii sunt plecați afară și primarii sau autoritățile de acolo sunt alese cu mai puțin de jumătate din numărul de alegători din comuna respectivă, pentru că restul sunt plecați. Și de asta am ajuns la situația în care există corupție și să mențin de 30 de ani aceste să zicem, autorități PSD, PNL, care se rotesc între ei. Nici nu interesează votul electronic, nici nu vor, dar noi credem că vom obține și românii, aproape majoritatea vor susține votul electronic la toate genurile de alegeri. Pentru că e modul normal în care trebuie să lași oamenii să voteze. De pe telefon, de pe laptop, există modalitate, se practică în Estonia de 7 ani de zile, cu succes, nu este nicio problemă în acest sens, nu s-a dovedit că s-au furat alegeri, nu au fost plângeri, că nu știu cum se întâmplă la alegerile noastre de fiecare dată când se fac sute de plângeri în toată țara, secții de votare, că au plecat, că au votat, că au adres. Deci votul electronic rezolvă aceste probleme și dă dreptul oamenilor, poporul român, să voteze în mod de la, cum am spus, de acasă, de la picnic, din străinătate, persoanele pe care doresc să, și crește, o să crește și numărul, automat să, nu mai suntem la acest procent foarte mic, pentru când ai vot electronic, sigur va crește numărul peste 50-60%, nu e obligatoriu, electronic. Dar dând, facilitând acest lucru, mulți vor vota, care nu se duc la secția de vot pentru că e duminică, au alte lucruri de făcut, consideră că nu merită să ducă la vot, că nu merită să ducă până la secție, că și așa nu știu ce, dar când are aplicația pe telefon sau pe desktop, va vota și automat va crește numărul de numărul celor care votează și crescând numărul care votează să modifică substanțial și ponderea procentelor partidelor și nu o să ne mai regăsim în situația actuală cu secțiile de votare, păi în care să mențin de ația de zile același procent aproximativ, pentru că se aduc cu forța cu autobuzele la secția de votare. Asta vreau să precizez, Silviu. De ce credem că dacă o să participe mai multă lume la vot, o să se schimbe procentajul? Că dintre sceptici sunt și pro-PSD și pro-PNL.
Păi nu, dar ascultă-mă, pentru că modalitatea de a se vota, și poate să confirme Mălin că știe, la partidele mari este în general mobilizarea prin activiști aceștia care Pot să răspund foarte simplu. Dacă urmărești dinamica votului în România, și eu urmăresc, sunt jurnalist cu asta, mă ocup de 26 de ani, de la votul din Duminica Orbului, când Ion Iliescu a fost ales cu 85%, dacă te uiți la numărul concret de alegători, numărul, cifra concretă, da? Câte milioane de oameni au votat Iliescu, câți au votat Năstase, câți au votat Ponta, o să vezi că este în descreștere continuă și că acest număr raportat la numărul total al alegătorilor de 18,5 milioane este tot mai mic. Problema noastră fiind că oamenii nu vin la vot. Foarte mulți oameni nu vin la vot din comoditate și este un lucru clar și cert că bazinul electoral al mafiei ăsteia care ne luptăm, pentru că ăștia nu sunt partid, ăștia sunt tot infracțional organizat, bazinul lor electoral este undeva la 3 milioane de oameni. În rest, orice persoană care vine la vot vine și acordă un vot în altă direcție, ceea ce scade procentul lor. Foarte mulți oameni nu vin la vot din comoditate. Și eu cred că este o soluție și cred că ar trebui aplicată cât mai repede soluția votului online. Și s-au ridicat aici unele chestiuni legate de securitate, sunt total false. Și vă spun argumentul simplu. Dom'le, dacă băncile pot să ne securizeze banii, și nu există ceva mai important pe lumea asta decât banii. Toată lumea sunt hackeri, sunt grupuri care vor să spargă conturi, să facă să dreagă. Și cu toții avem în telefon o aplicație pe care o folosim, una sau două, în funcție de câte conturi avem, pe care o folosim cu acces la banii noștri de pe telefon. Nu mai e nevoie să mergem la bancă, la bancomat. Dacă banii noștri sunt siguri și putem să-i folosim în siguranță, exact la fel, cu același sistem, diferența este că nu dai dispoziție băncii să plătească o anumită sumă de bani, ci îți exprimă opțiunea electorală. Exact la fel se poate face vot online. Orice fel de cetățean, din punctul meu de vedere, în România, în momentul în care am primit 18 ani, ar trebui să meargă cu telefonul la evidența populației și acolo să-i se instaleze o aplicație care se cheme aplicația Statul Român, dacă vreți. Și acolo să ai, să-ți plătești taxele și impozitele, înregistra cu CNP-ul, să votezi și așa mai departe. În ziua votului, oricine ar trebui să poată să voteze de acasă sau de oriunde este el. Apare următorul contraargument pentru votul online în cazul alegerilor locale, cu care vin cei care nu își doresc acest sistem de vot pentru că li s-a răsturnat tot sistemul prin care ei manevrează voturi, da? Și PSD-ul e specialist în asta, cu asistat social, cu șpagă electorală, cu o grămadă de mizerii. Oameni care spun, bă, dar dacă ăla a plecat în Italia, de ce să decide el cine e primar la mine în localitate? Da, dar ăla care a plecat în Italia, trimite banii acasă la tine în localitate, are casă acolo, are mașină matriculată acolo, și plătește funcționarea administrației locale din orașul tău mult mai mult decât plătești tu, care ești asistat social și tu chiar consumi banii pe care ăla îi trimite din Italia. Deci omul ăla cât timp plătește, cât timp bagă bani în acea comunitate, are tot dreptul să voteze indiferent unde este el. Corect. Eu, de exemplu, desfășor activitatea profesională în București, dar domiciliul meu din Buletin este la Timișoara, eu acolo plătesc taxe și impozite. Eu aș vrea să pot să votez de la București printr-o aplicație, să nu mai fie nevoie să mă duc până la Timișoara. De ce votez la Timișoara? Pentru că acolo plătesc taxe și impozite pe mașină, pe locuință, pe veniturile mele la ANAF. Ori eu, dacă eu plătesc, eu trebuie să am un cuvânt de spus. Ăsta este argumentul cu care ar trebui, și este un argument pe care nimeni nu poate să-l conteste, cu care ar trebui să facem vot online și la parlamentare pentru românii din diaspora. Și rezolvăm și problema reprezentării diasporii, pentru că atunci nu ai nevoie de circumscripția electorală diaspora. Nu! Pentru că românul din Italia, din diaspora, votează și bagă parlamentar din vasul lui. Și ăla îi reprezintă interesele, pentru că el când este electronic, el vede exact. Bă, eu ca parlamentar de vasul lui, eu am ajuns parlamentar de vasul lui pentru că m-au votat 200.000 de oameni care au plecat din județul ăsta în Italia. Și atunci mă interesez la primărie. Bă, voi, oamenii ăștia, vă trimit bani. Oamenii ăștia construiesc în comuna voastră. Fac case, fac investiții. Tu cu ce ai ajuns, mă, primarule? Tu le bagi canalizare. Tu le bagi, ai nevoie. Da, domnul deputat, am nevoie la să mă ajuți. Ok, ca parlamentar, fac o interpelare. Odată, Ministerul Dezvoltării, ajutați-l pe ăla. Uite, oamenii investesc în case, au construit, nu știu, 500 de case într-o comună și noi, statul, ar trebui să venim să facem drumul, să facem canalizarea.
E, toate lucrurile astea s-au rezolvat foarte simplu și, după părerea mea, tot ceea ce știm despre, despre cum arată acum harta politică a României s-a schimbat dacă ar exista vot online. Foarte multe lucruri s-au schimbat dacă ar exista vot online. Foarte mulți români din diaspora ar vota. În diaspora unde, de altfel, este normalitatea din punct de vedere politic. Să știți că asta era, după 30 de ani de la căderea teoretică a comunismului în România, normalitatea politică în România era harta pe care o vedeți la votul din diaspora, cu PSD la 5%, 3% și așa mai departe. Așa ar fi trebuit să fie și în România dacă ăștia nu controlau toată presa și nu prosteau milioane de oameni în țară. Asta face Partidul Verde acum, promovează votul online electronic, care a spus același lucru, electronic online. Noi deja proiectul acesta de lege îl vom depune, sper, până la alegerile următoare. Am luat modelul, îl știm, îl adaptăm, îl propunem. E funcționabil în Estonia și noi îl propunem pentru România. Dacă, referitor la ce ai vorbit, la diaspora, mai un aspect când ne referim la alegerile parlamentare. Reprezentarea diasporei în Parlamentul României este infimă. Deci față de numărul de români care trăiesc și au cetățenie și trăiesc în străinătate. Deci numărul acesta de 6 deputați, adică 4, între 4 deputați și 2 senatori, este infim la 4 milioane de persoane. Deci aici trebuie radical schimbat. Nu faci votul online, rezolvi problema asta. Fie o rezolvi așa cum am zis eu. Păi nu, dar nu vorbesc de votare, vorbesc de reprezentare. Ca și dreptul de a fi reprezentați în Parlament, diaspora trebuie să aibă cel puțin 16, dacă nu 20 și ceva de persoane, pentru că procentul acum să-l apreciez, cam oricum este peste 16 deputați ar trebui să aibă diaspora, dacă nu mai mult. Sau micșorăm numărul parlamentarilor. 4 milioane, cred că de fapt înseamnă 25 de deputați, cam așa ceva, că la București, nu scuze, București are 3 milioane jumate și are 50 și ceva parcă de deputați și senatori. Dacă facem cumva în acest raport, cred că și diaspora undeva aproape de 50 de reprezentanții ar trebui să aibă în Parlamentul României. Dacă să nu spună că sunt exagerări și că poate mai pleacă și nu știu ce, dar oricum numărul trebuie să fie undeva în jur de 20 ceva, poate 30 de deputați, de aleși în Parlamentul României. Mă uit pe comentariile pe care le fac oamenii la live, asta mai știu de sub, și să știți că voi aveți o mare problemă. Va trebui să explicați foarte mult oamenilor că ceea ce faceți voi n-are nicio legătură cu structurile parazite zise ecologiste și așa mai departe înființate de PSD după 90 de-a lungul timpului. Asta pot explica eu. Partidul Verde nu are legătură cu Partidul Ecologist. Suntem alt partid. Da. Suntem alt partid, chiar dacă avem o componentă principală în programul nostru politic ceea ce privește mediul, adică dezvoltare durabilă, energie regenerabilă, hrană sănătoasă, agricultură bio. Noi ne diferențiem. Partidul Ecologist este un partid care e, cum ai spus tu, bine din anii 90. Nu ne interesează, noi suntem verzi. Noi avem o abordare în toate domeniile și venim cu propuneri concrete pentru toate domeniile, să zicem, de dezvoltare ale României. Nu avem legătură cu Partidul Ecologist și nu cu PSD-ul și nici cu alte partide. Suntem un partid de sine stătător, nu facem alianțe. Pot să vă spun că nu vom face alianțe la alegerile parlamentare. La alegerile locale s-ar putea pe anumite zone să fie niște alianțe locale, dar fără PSD. Vă pot spune de pe acum că Partidul Verde nu are, deci organizațiile noastre nu vor face cu PSD-ul. Dar cu celelalte partide, să zicem, dacă e de interes, cum ai spus, pentru o localitate unde trebuie o persoană care e bine reprezentată, e bine intenționată și noi considerăm că în momentul ăla nu avem și putem sprijini, sprijinim, dar să merite. Asta vom face. Restul nu avem legături cu alte partide. Încă o chestie trebuie să completez, că am văzut și comentariile. Da, suntem pentru 300 de parlamentari și pentru două tururi în alegerile locale și reprezentativitate corectă pentru cei din diaspora. Eu nu mi-aș dori 300 de parlamentari și undeva la 20-30 de parlamentari pe diaspora. Cred că asta ar fi proporția cea mai corectă. Acum, referitor la votul electronic, clar că este o discuție foarte lungă și trebuie să avem și specialiști în domeniu
pe parte de telecomunicații speciale, dar ne rămâne la îndemână votul prin corespondență și am să repet încă o dată cei din diaspora să se înscrie pe vot pe www.votstrănătate.ro, fiindcă se poate înscrie online și pot vota de acasă, le vor veni plicul acasă și pot vota de acolo, dar rețineți, trebuie să aibă rezidența înscrisă oficial. Deci mergeți pe acel site www.votstrănătate.ro. Dar nu vor putea pentru alegerile locale, nu vor putea vota, doar pentru parlamentare. Exact, pentru parlamentare. Cum facem ca să mobilizăm lumea la vot? Eu cu asta mă ocup zi de zi. În zi de zi eu explic despre asta. Acum, mai departe, trebuie ca fiecare om care înțelege importanța acestui moment, la rândul lui să explice mai departe. Și în felul ăsta putem crea un tsunami de explicații, dacă vrei, care să-i mobilizeze pe cei mai puțin atenți la ceea ce se întâmplă și pe cei care nu înțeleg cât de important este votul și cât de important este să avem o prezență masivă la vot și să nu lăsăm o minoritate controlată pe diverse căi, cu televiziuni din astea de tip Antena 3, cu ajutoare sociale, cu funcții și așa mai departe, să decidă soarta tuturor. Pentru că uite cât de rău pot decurge lucrurile într-o societate atunci când o minoritate decide. În 2016, o minoritate, pentru că noi suntem 18,5 milioane de cetățeni cu drept de vot, 3,6 milioane de oameni au decis ca PSD-ul să aibă majoritate parlamentară sub conducerea unui infractor și s-au întâmplat toate nenorocirile din ultimii 3 ani de zile, care ne vor costa 10-15 ani de reparații din foarte multe puncte de vedere. Hai, Thomas. Și îmi plânge Motanu, care a rămas sărac în palmă. Da. Nu mă chinui. Trebuie aceste lucruri să le explicăm oamenilor zi de zi, zi de zi, chiar dacă pentru noi e o repetiție și spunem aproape același lucru cu alte cuvinte. Mereu sunt oameni noi care ne ascultă și asta este cel mai important. Acei oameni noi care vin în fiecare zi să ne asculte. Un singur om, dacă te-a ascultat și a prins ideea și o dă mai departe, ai realizat un pas înainte. Și asta este o misiune foarte grea. Eu cel puțin o percep ca pe o muncă decisiv. În fiecare zi ridici bolovanul, seara se duce înapoi, după aia ridici la loc. Dar asta este singura cale, pentru că, vezi, noi suntem niște oameni, eu sunt un jurnalist independent care, datorită susținerii publicului, poate să desfășoare activitatea. Tu, Gabriel, ești un activist civic care a ales o cale politică. Suntem niște oameni care nu avem în spate mulți de bani, nu avem în spate mafii, nu avem în spate conducte conectate la resursele statului. Și avem doar buna credință și idealismul ăsta de a ne dori să facem ceva, o schimbare în bine. Și sigur, noi ne luptăm cu un monstru care are, explicam un comentariu de astăzi din Piața Victoriei, cum au invadat cu pagini plătite Facebook-ul, care a devenit Facebook România complet, aproape complet parazitat de paginile PSD-știlor și explicam zecile și sutele de milioane de euro pe care ei le-au băgat în treaba asta. Sigur, ei au foarte mulți bani, dar și noi suntem foarte mulți oameni cinstiți și mulți suntem implicați, dar sunt foarte mulți oameni cinstiți și onești care încă nu știu exact despre ce se întâmplă, nu sunt foarte atenți și care trebuie atenționați și trebuie atrași de partea bună a lucrurilor. Și asta nu se poate face pentru că nu avem bani. Dacă am avea milioane de euro, ar fi simplu. Am face o postare, am plătit la Facebook 100.000 de euro pe lună cum face PSD-ul și postarea aia Facebook ar arăta-o la toți abonații Facebook din România. Noi nu suntem PSD-ul, nu avem milioanele de euro. Pe cale de consecință avem doar puterea bunei credințe și a perseverenței, a insistenței, a lucrului pe care îl faci în fiecare zi, a efortului. Și și o formă de muncă asta, nu? O muncă, pentru mine e chiar o muncă, pentru că sunt jurnalist, pentru tine, Gabriel, e o muncă politică, a fost o muncă civică, pe care să o faci în fiecare zi. Este imposibil ca un asemenea efort făcut de către mii, zeci de mii de oameni cu bună credință să nu dea rezultate, indiferent cât de mulți bani sunt împotriva noastră, pentru că banii nu pot să cumpere chiar orice și banii nu pot să deformeze bunul simț. Până la urmă, lucrurile pentru care noi pledăm,
Lucrurile pentru care oamenii au fost în stradă în ultimii 3 ani de zile sunt chestiuni de bun simț, domnule. Adică nu există așa ceva. Nu poate un infractor să confiște Parlamentul și să-și dea legi pentru el ca scape de pușcărie. Nu există așa ceva. Toți banii din lume nu pot cumpăra argumente cu care să convingi un om normal că așa ceva e normal. Nu există așa ceva. Ori, până la urmă, binele învinge întotdeauna. Până la urmă, ceea ce este de bun simț se va întâmpla. Problema este cât de repede se întâmplă. Pentru că la noi ar fi trebuit să se întâmple cum s-a întâmplat în TDR. Ei în 2 ani de zile au făcut lustrație, desecretizarea arhivelor securității. La revedere, Germania Democrată, aproape că nu mai sunt diferențe între ea și Germania Federală. În Polonia s-a întâmplat repede, în Cehia s-a întâmplat repede. La noi, uite că au trecut 30 de ani. Deja generația mea, eu împlinesc 44 de ani anul acesta, deja viața mea este distrusă, este irosită, pentru că noi nu am făcut la timp poporul român, părinții noștri, că ei aveau drept de vot în 90, eu încă n-aveam drept de vot atunci, n-au făcut ceea ce trebuia făcut. Sigur că se va întâmpla, dar dacă nu facem acest efort, se va întâmpla peste încă 30 de ani și vor fi și copiii noștri afectați de treaba asta. Ori noi acum trebuie să facem acest efort ca să săvârșim această lucrare, dacă vrei, și să începem să ne normalizăm. Ce a mai rămas din viața noastră, atât cât a mai rămas să fie normal, și măcar copiii noștri să prindă ceea ce ar fi trebuit noi să prindem din 90. Concluzia e că soarta noastră e în mâinile noastre. E foarte bun de concluzie pledoarea asta. Da, e foarte bine și aș mai completa. Este o propoziție scurtă care o repetăm de foarte mult timp. Mă rog, cei care au mai rămas încă pe baricade. Și este acela de a nu ceda. Și eu cred că Partidul Verde și-a propus niște obiective realizabile, adică să fie cu o garnitură completă de candidați pe 2024. Exact, dar ne vom bate din acest an și eu vreau să felicit pentru pe toți care ne-au urmărit și au comentat, unii chiar un pic mai ciudat, dar nicio problemă. Mulțumesc mult, Thomas și Mălin, că mai ai acceptat invitația noastră și te așteptăm cu mare drag oricând, fiindcă se poate dezbate constructiv cu tine și cu cei care ne urmăresc. Mă bucur că a fost o discuție foarte interesantă. Am văzut că unii dintre cei care mă urmăresc s-au supărat puțin pe Oleg, îi rog să nu se supere. Eu mă bucur foarte mult că mi s-au ridicat aceste probleme pentru că îmi place să dezbat în contradictoriu, e mai interesant așa și să explic lumea zice Mălin, că tu ești foarte interesant pentru tine. Exact, lumea zice că tu ești un jurnalist atipic, dar nici de Oleg nu mi-e rușine. Da, corect. Bine, vă salut. Mulțumim pentru participare. Ține exact. Legătura, ne mai vedem, ne întâlnim pe baricade, cum se zice, da, noroc. Da. Mulțumim, Mălin, pentru participare și te mai așteptăm. Cu plăcere, salutare. Da, și invităm lumea să intre în politică la Partidul Verde. Partidul Verde este deschis oamenilor cinstiți, corecți, care vor să schimbe politica în România, modul de a se face politica în România.